se dá limite para o namajasta. Bem, dragi mei, să bem. Să bem pentru curaj. Să bem pentru curaj și hotărâri importante. Astăzi, Mariana și-a dat demisia de pe șantier. Vrea să se înscrie la o școală, să se califice, să devină și ea cineva. Asta e foarte frumos! Mi s-a spus că aici pot găsi pe Vivi. Ișește momentan. Îi pot ajuta? Așa cum pot fi. Înțeles. Doriți un ceai de sunătoare? Nu. Nu. E pentru... Da. Lucrează de mult aici? Cine să lucreze, domnul Vire? De când a venit? Ne înțelegem foarte bine. Ce fel, bătrân? Ești liber, Vire. Ce se mai aude de la tine, Roman? Ah, bătrâne, totul e aproape perfect. La tine cum merge? Cum e șantierul? Oamenii? Femeile? Ia, hai, cum merge ce spune? Arată-mi bine, eu îți dă. Ia zi. Păi, dacă citești ziarele, afli cum e șantierul. Ah, deci așa e? Da. Și oamenii? Ca peste tot, oameni și atât. Ce vrei să spun, măi? Privește, e ceva foarte mare. Nu te duce pe tine mintea cât de mare e tot. Oamenii, muncesc, beau, țui. Ce vrei să spun? Că sunt nebun de fericire că am venit aici? Sau poate că a luat foc un magazin și am salvat-o eu singur și așa am devenit erou? Asta vrei să afli de la mine. Află că pentru mine soarele strălucește dincolo de magazia asta de... Sau poate credeai că am venit aici să tragă la lopată? Asta credeai. Mi-ar fi plăcut să o iei din loc. Ce-ți mai pasă, mă, și ție, dacă am luat-o sau n-am luat-o din loc? Și acasă puteam să o iau din loc, oriunde poți face asta. Am vrut să fiu după tine. De câteva ori am vrut să fiu după tine. Mă sufocam acolo, fiindcă acolo n-am reușit să iau din loc. Nici tu n-ai reușit acolo. Dar tu n-ai reușit nici aici, dracu, știi de ce? Unde se poate bea ceva? E de așa, așa nu intru, e clar? Bună ziua! Tu, Florica, ține-ți gura că-ți muși limba, spune-mi. Unde-i sărmarea? Vrei să mă îmbrac în bani? Mă îmbrac, da? Dacă vrei să mă îmbrac în bani, cât costă? 102? 5 lei. 5 lei, 1, 2, 3, 4, 5. Ți-am dat 6. Vezi că ai... Hai, gata. Adică ai plăcut, nu ai. Dacă nu ai, mai intri și alții. Leva-ți-le, să știi că într-o zi tot te rându-te în asta, n-ai. Ce te uite așa la mine, bă? Lasă-i, bă! Mergi cu ea.
prezent, dar pe șantier mai puțin. Păi, drăguț. Noroc, fan. Salut. Uite, el e prietenul meu. Romache. Ne-am mai întâlnit și azi dimineață. A venit pentru vreo două zile. N-ai văzut-o pe Marian? Am căutat și inginerul, adineori, întrebat de ea. N-am văzut-o. Repede, pericol. Bună, au ăștia niște idei? Hai, tovară, mai lătață, hai, că nu ce-ar fi? Ce-ar fi să bem o bere alături? În sfârșit, înțeleg și eu ce vorbiți. Haideți. Iertați-mă mai întâi pentru faptul că vă rețin. Am să fiu scurt. Am să vă vorbesc despre politețile. Mi-am ales singur tema și v-aș ruga să nu mi-o luați lume de rău. Politețea. Nimic mai la îndemână. Și totuși dicționarul enciclopedic se sustrage la definirea politeții. Puțin atenție. Știu că n-ați venit să mă ascultați pe mine. Tineretul azi dansează mult. Dar am preferat să vă dau exemplu. Dacă doi tineri de 18 ani se vedeți pe stradă, cine salută primul? Nu știți. Desigur, cel mai politicos. Sau, dacă sui cu o doamnă într-un tramvai. Sau dacă arunci cu o doamnă în mașina ta și ieși cu soția. Cine stă în fața soția? De când sunt aici din ani de zile pe șantier, n-am văzut și o bătaie ca lumea. Îți place mult. Vrei să spun ceva? Am văzut la viața mea bătăi vreodată. M-a vinat din aia așa, pac, pac, ficat, chis, păfi. Lat? Eu nu m-am bătut niciodată, dar îmi place pe alții să-i văd. Tu te-ai bătut vreodată? Să ne dau odată. Pentru o femeie? Bineînțeles. Aoleu, n-aș face asta pentru o femeie. N-aș face pentru nimic, mai mă supăr câteodată cu nea Vasilea asta casieră. Dar pe la miezul nopții așa bem împreună un par cu vin. El îl plătește. Așa ne-am obișnuit.